În primul rând, spuneți-ne ce v-a determinat să faceți această acțiune în instanță, pentru că este clar că ați avut niște motive bine întemeiate. Da, eu consider că în această țară nimeni nu este mai presus de lege și că domnul doctor Arafat, chiar dacă este șef al departamentului pentru situații de urgențe, nu are dreptul să adauge la lege. Toate ordinele domniei sale trebuie să fie în conformitate cu legea. Toate articolele din ordinele domniei sale trebuie să fie legale. Ce solicitați dumneavoastră prin această plângere? Prin această acțiune formulată la Curtea de Apel București, eu am solicitat anularea parțială a articolului 4.5. Acest articol este prezent în toate ordinele copiate la Indigo cu privire la carantinarea Constanței, articol în care domnul Arafat a adăugat la lege în sensul că a impus cu de la sine putere și măsura obligării de a purta masca în spații deschise. Această măsură nu este reglementată, niciuna dintre legile din România nu este reglementată absolut nicăieri. Vreau să spun că această acțiune a mea pe acest obiect este a doua din Uniunea Europeană, deoarece în august a existat o decizie a Tribunalului de la Strasburg, decizie luată în urma formulării unei acțiuni de către mai mulți cetățeni din Strasburg, prin care solicitau la fel anularea articolului care, prin care se dispunea purtarea măștii în spații deschise de către cetățenii din Strasburg, articol ce a fost anulat de către, printr-o decizie a Tribunalului de la Strasburg. Ce m-a determinat în plus, revenind la întrebarea noastră, să formulez această acțiune este că de la momentul august, când s-a dispus această hotărâre de către Tribunalul de la Strasburg, a apărut un element de noutate în toată lumea și în toată Europa. Au apărut măștile neconforme, au apărut rapoartele, că măștile neconforme probabil au existat și înainte. Au apărut aceste rapoarte care ne sperie și care ne arată că peste care ne arată că peste 93% dintre măștile pe care le purtăm sunt neconforme. Deci, sunt împiedicată odată să respir măcar 5 minute să-mi oxigenez creierul în aer liber și sunt obligată să port în permanență aceste măști posibil neconforme. Ce șanse dați acestei acțiuni? Și vă întreb, pentru că îmi spuneați mai devreme că există cumva un semn pozitiv într-un succes. Da. La termenul din 21 a 12-a, instanța a pus în vedere Departamentului pentru Situații de Urgență să depună la dosar documentația care a stat la baza emiterii acestor ordine de carantinare a Constanței sub sancțiunea amenzii judiciare. Deci se pare că nici instanța nu a fost, ca și mine de altfel, instanța nu a fost lămurită de apărările formulate pe texte de lege de către Departamentul pentru Situații de Urgență. Vreau să vă spun că Departamentul pentru Situații de Urgență și-a formulat apărarea, a invocat mai multe texte de lege, le-am analizat minuțios, însă, culmea, în niciunul dintre aceste texte de lege nu apare măsura obligării de a purta mască și în spații deschise. Adică, în limbaj popular, domnul Arafat a adăugat la lege. Good luck.